Oxigenul este unul dintre cele mai importante elemente de care viața depinde. Fără oxigen putem muri în câteva secunde, dar și o cantitate mare de oxigen ne poate omorî. În acest videoclip o să afli 10 lucruri neștiute despre oxigen. Joseph Priestley a descoperit oxigenul. El a pus bazele unui experiment pentru a testa dacă plantele pot produce oxigen. Când a pus o lumânare aprinsă într-un recipient închis, tot oxigenul din recipient a fost consumat rapid de flacăra lumânării. Apoi a pus planta și a reaprins din nou lumânarea. De data aceasta, flacăra nu s-a mai stins. Acest lucru a arătat că plantele produc un gaz care permite arderea combustibililor. Acest gaz a primit numele de oxigen. Un om inhalează aproximativ 11.000 de litri de aer pe zi, în timp ce consumă aproximativ 550 de litri de oxigen. Această cantitate de oxigen este mică comparativ cu volumul de aer, deoarece nu tot oxigenul pe care îl băgăm în plămâni rămâne acolo. Mai exact, când respirăm, inspirăm 20% oxigen și îl expirăm aproximativ 15%. Prea mult oxigen te poate omorî. Specialiștii spun că excesul de oxigen se numește toxicitatea oxigenului și este o afecțiune a plămânilor care apare în urma inhalării de prea mult oxigen. De asemenea, se mai numește și otrăvirea cu oxigen și aceasta poate provoca tuse și dificultăți de respirație, iar în cazuri severe poate provoca chiar moartea. Cianobacteriile au fost primele organisme de pe Pământ care au format atmosfera așa cum o știm astăzi. Cercetătorii spun că cianobacteriile au fost întemeietorii atmosferei actuale, deoarece acestea au fost primele viețuitoare care au schimbat dioxidul de carbon în oxigen. Ficatul consumă cel mai mult oxigen. Un corp uman cu o greutate între 60 și 63 de kilograme consumă 250 de mililitri de oxigen pe minut, iar organele majore care consumă oxigenul sunt ficatul cu 20%, creierul cu 18% și inima cu 11%. Apa caldă reține mai puțin oxigen decât apa rece, deoarece moleculele de apă sunt mai apropiate unele de altele în apă rece, ceea ce face mai greu pentru molecula de oxigen să iasă. Acest fenomen este responsabil pentru expresia apă proaspătă, adică apă care are un conținut bun în oxigen. Scafandrii folosesc mai ales nitrox, care conține până la 40% oxigen, în timp ce scafandrii profesioniști folosesc oxigen pur sau nitrox, care are până la 80% oxigen. Scafandrii care folosesc oxigen mai mult decât cel al atmosferei au nevoie de pregătire specială pentru a evita toxicitatea. Nivelul de sănătate al apei este determinat de cantitatea sa de oxigen. Conținutul de oxigen din corpurile de apă poate fi studiat de un om de știință pentru a determina cât de sănătoasă este. Oxigenul este peste tot. Îl putem găsi nu doar în atmosfera noastră, ci și în alte planete și chiar la Soare. Soarele este format din 91,2% hidrogen, 8,7% heliu, 0,043% carbon și 0,078% oxigen. Densitatea oxigenului din mediul pământesc era de 30% în urmă cu aproximativ 300 de ani. Astăzi este doar 20% și amenință să scadă la 19%. Unele viețuitoare s-au adaptat la acest nou mediu. Dar oamenii nu. Toată lumea ar trebui să acționeze acum și să înceapă soluții alternative mai bune și mai ecologice în această problemă în creștere. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să dai un like, un comentariu cu părerea ta despre acest videoclip și un subscribe pentru că mă ajută să continui munca.